Am revenit în cea de-a doua parte a emisiunii. Discutăm despre un nou an școlar care, iată, tocmai a început. Foarte mulți dintre părinți cred că sunt bucuroși, nu doar copiii și dascălii. Discutam înainte de pauza de publicitate despre ora de sport, care suntem siguri cu toții că nu este neapărat pe placul tuturor copiilor din acest, eu știu, secol al tehnologiei, al vitezei și influențat de oricare mulți alți factori. Spuneam că Ministerul Educației s-a gândit să introducă ora de șah în locul activităților sportive din cadrul orei de sport, dar vor fi și profesori pregătiți pentru șah? Toți profesorii de sport, de exemplu, cunosc șahul? Sunt detalii pe care vi le vom da în momentul în care colegul nostru inspector de specialitate va veni de la Consfătuirea Națională. Este adevărat că aici această gestionare trebuie privită cu foarte multă atenție. Nu orice profesor de educație fizică are ca specializare șahul și trebuie să găsim alternative, să vedem cum se pot face grupele. Mă gândesc că sunt grupe mixte, nu organizate neapărat la nivel de clasă, ci de învățământ liceal, o grupă de elevi care să meargă la o anumită oră să facă această disciplină cu un profesor care are abilitare pe această componentă. Da. Discutăm și despre structura noului an școlar. Știu că au apărut modificări în acest an. Structura anului școlar în curs este una tipică în ceea ce ne privește, întrucât debutul realizându-se, iată, pe 10 septembrie, urmează o vacanță de toamnă de la sfârșitul lunii octombrie pentru preșcolari și școlarii mici. Vacanța de iarnă este cea binecunoscută de 3 săptămâni, urmând ca vacanța de primăvară de 2 săptămâni dimensionată undeva în aprilie să fie urmată după derularea cursurilor care încetează la 14 iunie, să fie urmată de vacanța de vară. Ceea ce este important de precizat în acest context este un calendar al examenelor naționale. Acestea s-au mai așezat în alte arii temporale și aici am să fac referire la bacalaureat. Dacă examenul de certificarea competențelor anul acesta, în 2018, a fost susținut de absolvenții de clasa a 12-a pe parcursul lunii februarie. Începând din acest an școlar, competențele vor fi evaluate pentru absolvenții de liceu începând cu luna iunie, 3 iunie, dacă mi-aduc bine aminte, este data de debut a acestor evaluări. De altfel, cum a mai fost în urmă cu alți ani? Da, considerăm că este un ritm mai bun de pregătire a elevilor, urmând ca pe 1 iulie să înceapă examenul propriu-zis al probelor scrise. Și pentru evaluarea națională a elevilor de clasa 8-a este o noutate. Elevii urmând ca după finalizarea orelor, da, în următoarea săptămână, 18 iunie, să înceapă prima probă a evaluării de la clasa 8-a. Sunt așezări în alte, știu eu, orizonturi de timp, dar favorabile pentru ceea ce înseamnă organizarea examenelor naționale. În ceea ce privește rezultatele de anul acesta sau anul trecut școlar, de la bacalaureat, știu că anul acesta au fost rezultate ceva mai scăzute, promovabilitate mai scăzută. A fost influențată de pregătirea elevilor? Trebuie să vă contrazic aici, întrucât veștile sunt foarte bune în ceea ce ne privește. Iașul, sesiunea din vară a examenului de bacalaureat, situându-se pe locul al doilea la nivel de promovabilitate, peste 82% dintre absolvenți promovând acest examen,
E adevărat că pentru sesiunea de toamnă, procentul celor care au promovat acest examen este unul relativ redus, de doar 26%. Sunt elevi, marea majoritate, provenind din seriile anterioare, elevi care între timp s-au angajat în câmpul muncii și care au acordat într-o anumită măsură atenție pregătirii pentru acest examen. Mai mult decât atât, sunt reușite salutare și în ceea ce privește numărul elevilor care au obținut media 10 la examenele de clasa 8-a, dar și la bacalaureat. La bacalaureat, dacă nu mă înșel și mi-aduc bine aminte, cred că au fost 8 medii de 10 și anul 30, acesta. Da, și pentru evaluarea națională, 32 de elevi au obținut această medie. Știu că în anii trecuți, zeciștii erau într-un număr mai mare față de anul acesta, dar și mă refeream la nivelul de promovabilitate la nivel național. Știu că la nivel național este mai scăzut anul acesta. Iarăși am fost fruntași de cariștii noștri, da, de la Iași, au fost premiați de către Inspectoratul Școlar și Primăria Municipiului Iași. De asemenea, o evidențiere a fost realizată prin premii consistente și de Ministerul Educației. Rezultate foarte bune pe care Iașul le-a înregistrat și în acest an școlar 2017-2018. Deci să înțelegem că profesorii încă sunt foarte buni de reușesc să obțină elevii atât de multe. Da, în primul rând avem profesori cu o foarte bună pregătire și o motivare superioară pentru a asigura această pregătire elevilor absolvenți de gimnaziu sau de liceu. Dar aș mai spune încă un lucru. Și elevii înșiși sunt, pare să, tot mai motivați în a își pregăti aceste examene. Sunt mai conștienți de faptul că o bună pregătire și o bună reușită la aceste examene le asigură ulterior și un parcurs fie școlar bun. Elevii de clasa 8-a au de unde alege o școală pe măsura opțiunilor, dar și o carieră universitară, deci mă gândesc aici de fapt la opțiunea pentru a intra într-o facultate sau alta, sau de ce nu pentru o bună integrare pe piața muncii. Da, știu că anul acesta au fost, am folosit foarte mulți de știu, dar anul acesta au fost foarte mulți olimpici, am văzut la geografie, la ce au mai fost, dar știu că sigur au venit cu rezultate foarte bune printre multele din... Da, aici este iarăși un punct foarte al învățământului preuniversitar ieșan, nu doar la disciplina geografie. Aici atenția a fost maximă, întrucât rezultatele fără precedent au confirmat faptul că avem elevi foarte buni, profesori motivați și care au știut să îi conducă către aceste performanțe, fie la Balcaniada de geografie, fie la Olimpiada Internațională de geografie. Ne putem mândri cu ieșenii noștri care au adus medalii de aur. Practic, trei dintre medaliile de aur au fost aduse de către elevii din Iași. Este o discuție așa la nivel general, în mai multe medii, faptul că un elev trebuie să învețe prea mult, are foarte multă teorie de parcurs, inclusiv ghiozdanul cântărește foarte mult, trebuie să învețe atât de mult ca să ajungă olimpic sau să ajungă cu 10 la evaluarea națională sau bacalaureat. Cu certitudine, a face performanță într-un domeniu înseamnă mai mult decât a fi bine informat. Informațiile într-o societate în care este această explozie de cunoștințe trebuie să fie asimilate. Singure însă nu duc către excelență. Capacitatea de a opera cu informația, motivația superioară pentru a dori să afli cât mai mult dintr-un domeniu pe care îl preferi. Motivația, efortul cognitiv, sunt toate niște piese importante care conduc către aceste elemente legate de o performanță la o olimpiadă școlară sau la un concurs școlar.
Și pentru că unii fac performanțe, iar alții abia poate se străduie să se adapteze, vreau să vorbim puțin despre copiii cu cerințe educaționale speciale, cei cu persoane cu dizabilități, între care și cei cu autism. Care este situația acestora? Sunt integrați în ea și reușesc să învețe alături de alții sau au clase speciale? Problematica pe care o puneți în discuție legată de copiii cu cerințe educaționale speciale este una actuală și de interes pentru noi dascălii. Ceea ce vă pot spune este faptul că la nivelul județului Iași avem 6 unități de învățământ special care școlarizează aproximativ 1500 de elevi cu diverse dizabilități, fie din sfera cognitivă, motorie, vizuală, auditivă. În același măsură avem școli de masă, școli care integrează elevi care au anumite dificultăți, fie de învățare, fie motorii sau de altă natură, care îi integrează în învățământul de masă și aici mă raportez la aproximativ 777 de elevi integrați în aceste unități de învățământ. Dintre aceștia, integrați în școlile de masă, o bună parte, două treimi, beneficiază de suportul personalului calificat, specializat pentru aceasta. Și mă gândesc aici la profesorii de sprijin, la logopezi sau la consilierii școlari. Această echipă pedagogică, cum o numim, care face ca o anumită dizabilitate să poată să fie recuperată în mai mare măsură, tocmai integrând copilul care are o anumită dificultate la un moment dat, dar care poate să fie optimizată, îmbunătățită. Concret, cum se poate lucra cu acest profesor de sprijin? Cum se poate lucra cu un copil cu dizabilități sau... Da, sunt elemente de detaliu care țin de ceea ce face profesorul consilier școlar, ori profesorul logoped sau profesorul de sprijin. În principal, ne raportăm la diferențierea curriculară, practic nu aceleași teme pe care profesorul le abordează cu întreaga clasă, sunt abordate, dezvoltate și cu copilul care are o anumită deficiență, să spunem, cognitivă. Fie este mult simplificat elementul de conținut, fie îi se predă într-o așa manieră încât să poată fi înțeles mai ușor de către copilul care are o deficiență de ordin cognitiv în acest caz. Deci această diferențiere curriculară, programe școlare adaptate, este o pârghie importantă, după cum sunt și alte activități pe care profesorul le derulează în cadrul consilierii individuale sau consilierii de grup. Sunt și clase cu copii cu autism? Autismul este una dintre afecțiunile care, din păcate, este tot mai răspândită în rândul copiilor și tinerilor. La nivelul județului Iași avem o statistică realizată, întrucât în învățământul special, dar și în școlile obișnuite de masă, sunt în total 254 de elevi care suferă de această afecțiune. Nu e decât de precizat faptul că se fac eforturi ca acești copii care sunt, o parte dintre ei sunt integrați în școlile gimnaziale, școlile primare, grădinițele de la noi. Clase speciale. Sunt integrați în clasa obișnuită. De masă. De masă. Da, dar cu un suport psihologic important. Și aici intervine profesorul de sprijin care vine și în timpul activităților obișnuite asigură
tratare diferențiată elevului care are această afecțiune. 186 de copii însă cu autism sunt integrați în învățământul special, aceștia având asociată acestei tulburări și o alta, fie motorie, fie de disfuncționalitate cognitivă sau vizuală ori auditivă. E bine de precizat faptul că la nivelul facultății de profil, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, precum și la nivelul inspectoratului școlar, sunt făcute constant activități de formare a cadrelor didactice care lucrează cu acest tip de deficiență. Și aș mai spune un lucru aici. Nu doar formarea inițială generată de universitate, de Facultatea de Psihologie, este cea care îl instrumentează pe profesor să poată lucra, și nu e lucru tocmai facil, cu acești copii. Sunt, din fericire, multe ONG-uri care aduc plus valoare, experiență din afară, țări precum Olanda, Suedia, ne furnizează bune practici educaționale prin intermediul acestor ONG-uri și activitățile, sesiunile de formare pe care profesorii noștri le au sunt foarte binevenite și îl capacitează pe tânărul profesor sau pe cel mai experimentat cum să procedeze astfel încât copilul autist să poată să facă progrese. Și e important acest lucru pentru, deopotrivă pentru elev, dar și pentru părinții acestuia. Dar e nevoie de o implicare, cred că mai mare, din partea Ministerului, o susținere mai importantă, cel puțin financiară, pentru a acorda o atenție mai bună. Da, aici aveți dreptate, întrucât numărul de specialiști trebuie să fie mai mare. Fie că mă raportez la profesorul de sprijin, fie că mă gândesc la logoped ori la consilierul școlar, avem doar 27 de profesori de sprijin, un număr insuficient pentru cazuistica despre care vorbeam. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus și vă așteptăm cu vești noi, proiecte noi, să auzim de bine. Vă mulțumesc și eu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Andreea Luca, ne vedem săptămâna viitoare.